Înainte de orice, vreau să spun așa, lăudat să fie Domnul. Amin. Lăudat să fie Domnul. Amin. Și vreau să mai spun ceva pentru toți care ați ales că în această seară să fiți aici. Și acum ascultă ce zic. Dumnezeu să-ți asculte toate rugăciunile. Amin. La aceia care a spus amin. Vrei să te asculte Domnul? Amin. Păi simplu. Deschideți gura larg, spune Biblia, și ți-o voi umplea. Mai zic o dată. Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea, frate. Amin. Că de-aia ai venit aici să te rogi Domnului și Dumnezeu să asculte. Amin? Amin. Dumnezeu să-ți împlinească toate dorințele. Amin. Care sunt după voia Lui. Amin. Acum a zis amin mai încet. Am vrea noi să ne împlinească Domnul pe toate. Numai că El știe ce să asculte, ce să n-asculte, nu? Spun încă o dată din toată inima, mulțumesc Domnului pentru ocazia care ne-a dat-o să fim aici cu voi. Vreau să cânt și o strofă sau două dintr-o cântare, ajută-mă, te rog, dacă poți. O cântare care îmi place foarte tare și am să vă spun de ce îmi place cântarea asta. Mulți ani din viața mea, ascultați, n-am putut să cânt cântarea asta. Și am făcut o promisiune Domnului. Încă de când eram copil, am zis, Doamne, nu mă lăsa niciodată în viața mea să cânt ceea ce nu trăiesc. Nu mă lăsa. Că eu am crescut în adunare. Și auzeam pe frații noștri în biserică, cântau așa, nu știu dacă voi știți cântarea asta. Frați pe frați să se iubească din tot sufletul așa, încât unul pentru altul, viața însăși. Și am zis, Doamne, decât să cânt ceea ce nu trăiesc, nu mă lăsa să cânt asta. Avem noi o cântare și mai frumoasă, care zice așa, Doamne, toată energia mea pun la dispoziția. Hai să fim sinceri, mă frate. Ce înseamnă asta? Te-ai gândit ce înseamnă asta? Toată ființa ta, toată puterea ta, toată energia ta, pui la dispoziția Domnului. Păi dacă nu e așa, nu cânta. Am întâlnit într-o biserică un bărbat, ascultați, special. Un om care s-a botezat, s-a pocăit pe la vreo 70 de ani. Și-a zis el, Doamne, m-am pocăit acum la bătrânețe, ce să mai faci cu mine? Dar dă-mi Tu un dar. Nu știu ce cere. Și ascultați ce dar a dat Domnul. Stătea bătrânul în spate, parcă îl văd, și acolo pe ultimul rând. Și când cineva cânta o cântare, spunea o poezie, orice aici în față, se ridica bătrânul ăsta în picioare, în plină adunare, și striga tare. Numai așa să fie cum spui. Și se punea jos. Și mai imaginați-vă că ieșeau tineri în față, îmbrăcați frumos, parfumați, gelați, așa, și cântau. Doar o colibă aici jos să-mi ajunge. Și bătrânul striga din spate, numai așa să fie cum cânt. Mulți ani, repet, din viața mea, n-am putut să cânt cântarea asta. Știți de ce? Că nu era așa. Nu puteam trăi. Dar a dus Dumnezeu o zi specială în viața mea, frații mei, când am putut să-i spun Domnului așa, ascultați. De dorul Tău, Iisus iubit, în dragostea Ta arse și inima spre răsărit și fața mi se-ntoarse și inima spre răsărit și fața mi se-ntoarse. Și acum aș vrea să fii atent la strofa asta. Treci peste anii viitori, Iisuse drag,
Iisuse drag și vino, ne du mai sus, ne du mai sus, mai sus de noi, în țara de lumină, ne du mai sus, mai sus de noi, în țara de lumină. Și mă vreau să fii atent. Ține tonul cum ai cântat una. Ai fost atent la ce ai cântat? Ai fost atent. Ai zis, treci peste ani viitori, Iisuse drag, și vino. Am a fi sincer. Oricum, cu Dumnezeu nu ai a doua variantă. El oricum te cunoaște. Fii sincer. Oare poți tu cu toată inima? Uite, e 19 și un minut. E 7 și un minut. Oare poți tu la ora asta? Acum și aici. Poți să zici cu toată inima ta, Doamne, mi-e așa de dor de Tine. Așa aș vrea să vii, așa aș vrea să te văd, așa m-am săturat de lumea asta, de pământul ăsta, mi-e așa de dor de Tine. Că așa ai cântat. Sau dacă e sincer, zici, Doamne, nu veni, Doamne, că dacă vii, nu știu ce-o fi cu mine. Că ce altceva, frate și soră, ce altceva vrea Dumnezeu de la mine și de la tine, decât să poți să-i spui așa, ascultă. Și-ți vom cânta, Iisus iubit, de drag o veșnicie. De drag o veșnicie, căci te-am chemat și te-am iubit, și te-am iubit, cum nimeni nu știe, căci te-am chemat și te-am iubit, cum nimeni nu știe. Și zic și eu în seara asta, numai așa să fie. Că așa ai zis, că te-am chemat, Doamne, te-am iubit, cum nimeni nu știe. Și totuși, frate, fii atent, știe cineva cât l-ai iubit tu pe Dumnezeu? În afară de Dumnezeu. Știi cine știe? Soția ta de acasă. Într-o biserică, ascultați că e adevărată istoria asta. Într-o biserică, unul se ruga tare, în fiecare seară, de evanghelizare. Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. Și a doua seară iar, Doamne, umple-mă. Și a treia seară iar, Doamne, umple-mă. Și în timp ce el striga, Doamne, umple-mă, în același timp se ridică o femeie de acolo din spate și strigă și ea tare. Nu-l umple, Doamne. Ăsta striga, Doamne, umple-mă. Ea striga, nu-l umple, Doamne. Și cine era femeia asta? Soția lui. Ea-l cunoștea. Știa cine era acasă. O zis soția lui, Doamne, mai bine lipește-l, că ăsta-i cărpat tot. Poți să torn un el până mâine. Cum iasă în curtea bisericii, curge tot din el. Că e crăpat, tot vasul inimii lui e crăpat. Mai bine lipește-l, Doamne, și pe urmă toarnă ceva în el. Știi ce-mi doresc în această seară? Ca Dumnezeu din ceruri să lipească orice fisătură, orice crăpătură din viața noastră. Ca apoi să toarne Duhul Sfânt peste noi. Amin. Foarte scurt și repede o să vă spun câte ceva despre mine pentru cei care nu știți. Și apoi o să am un cuvânt scurt de tot pe care Domnul mi l-a dat pentru voi astăzi.
În urmă cu mulți ani, dragii mei, Dumnezeu a îngăduit să trec printr-o încercare și ascultați. Când e vorba de încercări, fiecare are impresia că încercarea lui e cea mai grea. M-a zis unul într-o biserică, frate, dacă ai ști tu prin ce trec eu. Fiecare are impresia că prin ce trece el nu trece nimeni. E, uite, în seara asta, ascultă-mă, Dumnezeu a dus înaintea ta un om fără două mâini. Eu trăiesc fără am două mâini de la 10 ani. Voi, unii mă cunoașteți, alții nu, o să vă spun mai multe. Dar în seara asta Dumnezeu a ales să-ți vorbească printr-o imagine. Știi tu că o imagine face câte 1000 de cuvinte? A hotărât Dumnezeu să-ți vorbească în seara asta printr-un om fără mâini. De ce crezi tu asta? Pentru că, ascultă-mă, ai auzit tu 100 și 1000 de predici și s-o intra pe ureche și s-o ieși pe altă. Recunoaște. Ei, în seara asta Dumnezeu a ales să-ți vorbească altfel. Și nu sunt, oameni buni, nu sunt aici în fața voastră în seara asta să vă spun că e greu. Vedeți voi, toată lumea spune că e greu asta. Uite, du-te afară, când se gata programul, biserica, vorbește cu cine vrei tu. Toată lumea spune că e greu. Eu mai întreb pe frate unde Dumnezeu mă duce. Cum e, mă, frate, viața ta? Cum o duci tu? Și eu zic, frate, către mine. Chiar și ea din America, din Canada, din Australia, de unde vreți voi. Știi ce zic, frații? Greu, frate, ca pe pământ. Ați auzit cuvântul ăsta? Și la voi să zici așa. Și la voi pământ, nu? Sau la voi nu-i pământ. Dar fii atent acum. Mesele lui sunt pline, mă, frate. Slavă. Da, pline. Dulapurile pline, cămările pline, frigiderile pline, garajele pline, conturile pline, mâncarea de pe masa lui aruncă la gunoi, o dă la tomberon, o dă la câine, o dă la porci. Și cum îl întreb, cum e viața ta? Ca pe pământ. Frații mei, ascultați bine ce vreau să spun. Eu care vă vorbesc, mulți ani din viața mea am suferit de o boală. O boală care n-a găsit-o niciun doctor. Și am fost la mulți medici în lumea asta. Niciunul n-a găsit-o. O boală care n-are leac, n-are medicamente. O boală care nu doare. Și o boală care nu doare te duce direct la moarte. Și ascultați acum. Boala asta s-a numit și se numește boala nemulțumirii. Ați auzit de boala asta? Să nu vă supărați, zic acum. Unii dintre voi de aici sunteți bolnavi de boala asta. Eu vă spun că e distrugătoare boala asta. Știți de ce? Că am fost bolnav de ea. 7 ani din viața mea am suferit de boala asta. Nu poți să te duci la farmacie să zici, dați-mi o pastilă de nemulțumire, că nu există. Unul singur. Numai unul poate vindeca boala asta. Slavă Lui! O să vă spun în seara asta. Cum îmi place mie să spun, m-ați primit cu așa căldură că m-am încălzit. Să știți că e important asta. E foarte important. Uite aici, au intrat prieteni, da? Oameni nepocăiți. Pe când oamenii ăștia au intrat aici, ei trebuie să simtă căldura unei familii aici. Că și tu, frate, când te duci într-o familie și simți că gazda nu știe ce să-ți mai facă, parcă tot ai sta, nu? Dacă te duci într-o familie și simți că gazda ar vrea să pleci, a doua oară nu te mai duci, nu? Așa că e important. Cine intră aici să simte că aici e căldura Duhului Sfânt și aici e o familie, fraților. Și să nu mai plece de aici. Amin? Bun, revin. O să vă spun astăzi cum Dumnezeu m-a vindecat de boala asta. Mi-a zis cineva odată, frate, dar ce e așa grav cu nemulțumirea asta, că doar suntem oameni, acum mai cârtim și noi mai nemulțumim, că doar nu știu ce mare păcat am făcut. Fii atent, și mi-a dat Duhul Sfânt să-i spun așa. Ce zici tu, frate? Dacă acum când ies eu afară, acolo în hol, copilul tău, de 5 ani, de 6 ani, de 7 ani, nu știu, de 10 ani, vine la mine și îmi spune așa, frate, îmi dai ceva să mănânc? Că tatăl meu nu-mi dă să mănânc. Cum te simți tu? Când tu știi, omule, că ai muncit pentru copiii tăi pe coate și pe genunchi, că ai zis că dacă n-ai avut tu să aibă ei, nu?
Când ți-ai dat viața pentru copiii tăi. Și acum copilul tău să te înjosească în așa hal, să vină la un străin să-i spună dă-mi ceva să mănânc, că tata nu-mi dă să mănânc. Cum te simți tu ca tată? Dar mai fii atent ce spun. Spune Biblia așa, că a venit la-i săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă ce? A, deci tu și eu suntem copiii lui Dumnezeu. Deci, noi care suntem fii de Dumnezeu, fii de împărat, noi spunem, tu și eu, spui la vecinul tău, la cel din casa ta, cel din neamul tău, când te întreabă cum e viața ta, da, greu. Mă, dar nu-i Dumnezeu tatăl tău? Bă, da. Dar nu poate Dumnezeu să se îngrijească de tine? Bă, da, dar tot e pensia mică. S-a scumpit lemnele, s-a scumpit curentul, nu ne mai ajunge. Apropo, am întâlnit pe unul aici în România, avea 100 de milioane pensie. 100 de milioane pensii în România. Și am zis, uite, în sfârșit un pensionar fericit, mulțumit. Ce credeți, l-am mulțumit? Nu. No. A zis către mine, frate, trebuia să am pensia mai mare, dar m-au tăiat ăștia, zice. Dar nu mă las, nu mă las, îi dau în judecată, mă duc până la Bruxelles. Cum mă? Cum se poate așa ceva? Să ai 100 de milioane pensii? Ascultați, frații mei, acum. Și tu tot nemulțumit să fii. Se poate? Să ai casă, să ai masă, să ai familie, să ai copii, să fii binecuvântat de nu mai știi de bine, dulapuri pline, frigidele pline, cămări pline și tot nemulțumit să fii. Păi se poate asta? Se poate, frații mei, pentru că boala asta n-are bariere. Ascultă-mă aici. Poți să ai 7 case, că o să vii pe 8-a. Poți să umbli cu 3 mașini, că o să vrei pe 4-a. Pentru că boala asta vine la toți. Și o să vă spun astăzi cum Dumnezeu m-a vindecat de boala asta. Pentru cei care nu știți, vă spun. Mă numesc Sergiu Nichescu, m-am născut la Orșova, poate știți zona aceea, un oraș la graniță cu Serbia acolo, un oraș la Dunăre. Încă de la 8 zile am rămas orfan de tată, tatăl meu m-a părăsit pe mine, pe mama mea, m-au înfiat bunicii. Bunicul meu a murit când eu aveam un an jumate și am rămas a doua oră orfan. Timpul a trecut, ani au trecut și într-o zi bunica mea a intrat într-o adunare. Poate cum a intrat și dumneata aici. Ascultă acum. A fost pentru prima dată în viața ei când bunica mea a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și l-a primit pe Domnul în inimă. S-a hotărât să se pocăiască, să se boteze, și așa cum spune Biblia, când vei dori să urmezi calea Domnului, să știi ceva, vei avea de dușman chiar pe cei din casa ta. Pe Biblia nu minte. Când bunica mea s-a hotărât să se pocăiască, toate neamurile noastre vin la noi acasă. Știți, eu n-am știut că am neamuri multe. Atunci mi-am dat seama că am neamuri multe. Unchi, cumnați, verișori, mătuși, o grămadă. Și-au convins-o pe bătrâna mea să se lase de adunare. Și ce-o zis către ea? Mă, tu de ce să te pocăiești? Că doar tu ești o femeie cinstită. Tu n-ai dat în cap la... Poate ai zis și tu așa, nu? Poate ești aici. Și poate ai gândit, bă, eu de ce? Eu n-am dat în cap, n-am spart casa. Au convins-o cei din casa mea pe bunica mea să se lase de adunare. Din ziua aceea bunica mea n-a mai mers la adunare, din ziua aceea ne-a oprit și pe noi copii, numai că s-a întâmplat ceva. Și acum ascultați cu atenție. N-au trecut decât 3 luni de zile de când bunica mea s-a lăsat de adunare, de jurința făcută Domnului. Și pe data de 13 august 1980, aveam 10 ani, mă jucam cu copiii de vârsta mea pe lângă un stâlp de curent, un transformator de curent prin care trec peste 20.000 de volți. M-am urcat la 4 metri înălțime și de acolo am căzut și în cădere m-am prins cu mâna stângă de împământare și cu mâna dreaptă de firul de curent. Curentul a intrat prin mâna dreaptă, a trecut prin trupul meu și a ieșit prin mâna stângă. Prin trupul meu, un copil de 10 ani, cât aveam eu atunci, au trecut peste 22.000 de volți. A intrat curentul printr-o mână, a ieșit prin cealaltă și a carbonizat mâna pe unde a intrat și a carbonizat mâna pe unde a ieșit, adică a ars până la os. M-a aruncat jos de la 4 metri, cineva m-a luat pe brațe, m-a dus la spital, la Orșova, de acolo m-a trimis la Timișoara și aici istoria e lungă, tare și vă spun repede. Directorul spitalului de copii de la Timișoara s-a uitat la mine, la părinții mei și a zis el așa, puneți-l într-un pat și lăsați-l acolo să moară, ce rost are să trăiască. Nu va putea să muncească niciodată, va fi o povară pentru familie, pentru societate. Va trebui cineva să-l îngrijească toată viața. Puneți-l într-un pas și lăsați-l să moară. În 24 de ore va muri. Și m-au pus într-un pat, oameni buni,
și a așteptat să mor. Mă că ascultați, îmi place să spun asta. În dreptul meu, Dumnezeu a rostit viață. Slavă Lui, Iisus. Noi credem că Dumnezeu a lăsat doctorii. Credem, da. Dar să știi ceva, nu doctorul are ultimul cuvânt. Nu. No. Ascultă-mă, omule, poate te lupți cu vreo boală, ești aici și te lupți cu vreo boală, nu știu. Dacă Dumnezeu zice să trăiești, vei trăi. Și dacă Dumnezeu zice, e gata, e gata, frate. Când a fost pandemia cu COVID-ul, toți mi-au zis, nu te duci în biserici, că o să iei... Cred că am fost în vreo 100 de biserici în anul ăla și cred că am luat COVID de vreo 20 de ori. Dar Dumnezeu a zis, în dreptul meu viață. Și altul care a stat în cameră și s-a închis, a ajuns la terapie intensivă. Că nu-i ce hotărăște omul, știi ce hotărăște Domnul. În dreptul meu, repet, Dumnezeu a rostit viața. Și ascultați acum, după calcul omenești trebuia să mor în 24 de ore. Și cu o zi, două, trei, patru. În a cincea zi, acum fiți atenți că învățăm ceva. Pe ușa spitalului parcă văd, în a cincea zi, Dumnezeu a trimis un om. Știi, frate, că Dumnezeu trimite oameni? Știi că Dumnezeu mă trimite pe mine și pe tine? Știi asta? Dar vorbim despre asta imediat. Unii au impresia că pe ei nu-i trimite Domnul. Nu, no, ei numai așa comod, la adunare, o cântare, stau și eu în bancă, lasă, ducă altul, lasă, lege altul. Nu, nu, Dumnezeu ți-a spus de 100 și de 1000 de ori, du-te că am nevoie de tine. De mine, Doamne. Dumnezeu zice, da, de tine. Dar imediat vorbim despre asta. În a cincea zi pe ușa spitalului, repet, Dumnezeu a trimis un om, fostul director al spitalului care a ieșit la pensie doar cu 3 luni în urmă. Așa face Dumnezeu. Nu i-a dat pace la omul ăsta, nu i-a dat liniște, nu i-a dat somn, până nu l-a trimis acolo în spital. El m-a operat, el m-a salvat, fostul director al spitalului, un om trimis de Dumnezeu, și acum ascultă-mă ce zic, un om nepocăit. Un om care n-a fost în viața lui într-o adunare. Știți că foarte mult timp m-a frământat gândul ăsta? Am vreau să fie atent, vreau să prinzi ideea asta. Am zis, cum, Doamne? Adică, hai să vedem, ai vorbit tu unui om nepocăit și ai zis la ăsta, scoală-te și du-te că am nevoie de tine? Și ăsta nepocăit s-a sculat, s-a îmbrăcat și s-a dus exact unde l-a trimis Dumnezeu, fără să comenteze? Păi mi-a zis Dumnezeu mie, mă, oameni buni. S-a zis Dumnezeu ție, recunoaște, care ești de 30 de ani în adunare. S-a zis Dumnezeu, du-te că am nevoie de tine, vreau să te folosesc. Și noi știți cum am zis? Da, s-a obosit, Doamne, s-a ocupat. Iertați-mă că spun, dar spun, ne-am născut obosiți. Vă spun ceva, frații mei, ca o încurajare vreau să o luați ce vă zic acum. Am un prieten foarte bun și băiatul ăsta, prietenul meu, stă într-un cărucior, n-are amândouă picioare. E prietenul meu. Acum ascultă, știi ce face omul ăsta fără două picioare? Știi ce face? Aleargă pentru Dumnezeu. Ai auzit? Păi nu se împlinește cuvântul Domnului care spune ales Dumnezeu lucrurile mici și slabe, ce să facă? Să le facă de rușine pe cele mari și pe cele tari. Că oameni fără picioare aleargă pentru Dumnezeu, fac sute de mii de kilometri pentru Dumnezeu. Alții fără mâini lucră pentru Dumnezeu. Și tu te întrebi acum direct, tu, cum te simți, frate? Cum te simți? Sincer fi. Să știi că în viața asta, unul fără două picioare a făcut mai mulți kilometri pentru Dumnezeu ca tine. Cum te simți? Nu-ți vine să te bați sub bancă de rușine? Nu-ți vine? Dar cam trebuie. Cum a? Unul fără picioare a alergat pentru Dumnezeu mai mult ca mine. Altul fără mâini a lucrat pentru împărăția lui Dumnezeu mai mult ca mine. Avem noi o cântare care e tare frumoasă. E foarte grea. Nu e grea de cântat, e grea de împlinit. Și cântarea asta zice așa. Sunt aici la dispoziția ta. Chiamă-mă, te voi ajuta.
Vreau să mai cântăm o dată, dar poți să zici acum ceva. O să zici, frate, eu n-am dar, nu știu să cânt, să predic, n-am bani, că dacă aveam, dădeam și eu pentru Domnul, dar ce să facă Domnul cu mine? Uite, vă spun ceva. N-am vrut să vă spun, dar vă spun. Soacra mea, mama soacră, are 91 de ani. 91 de ani. Știi ce face femeia asta la 91 de ani? Scrie scrisori cu mâna ei și trimite la femeile din pușcărie. Și le scrie, chiar dacă ești după gratii, pentru tine este o salvare, unul care poate să-ți dea eliberarea. Și face pachet în fiecare lună, are pensia minimă, 1000 de lei, 1200 de lei. Și în fiecare lună face pachet și trimite la femeile astea din pușcărie. Și am ascultat, prin aceste scrisori, s-au întors la Domnul într-un singur an multe, multe suflete. Nu vă spun câte, că nu vreau să vă simțiți prost. Cum, Doamne? Păi tu te folosești de o bătrână de 91 de ani și să întorci la mântuire 10 de suflete într-un an? Și de mine, Doamne? Uite, vă spun ce fac eu. În fiecare an, în noaptea de anul nou, mai avem un pic până. Mă rog așa, zic, Doamne, anul ăsta în care intrăm, 2025, am o singură dorință. Am eu multe dorințe, dar asta mi-e prima, Doamne. Doamne, vreau să te folosești de mine, de viața mea, ca anul acesta, Doamne, măcar un suflet, unul singur, să vină la pocăință prin mine. Măcar unul. Măcar unul. Și atunci știu că n-am trăit degeaba. Măcar unul. Eu nu te cunosc, nu știu viața ta, dar vreau să te întreb din partea Duhului Sfânt. Hai, fii sincer, fii sincer. Ce-ți dorești tu cel mai mult pentru anul care vine? Să-ți termin casa, să schimb perdelele, parchetul. Care-i dorința ta cea mai mare? N-ai vrea împreună cu mine în această zi să zici, sunt aici, Doamne. Fă ceva cu mine. Dacă tu te folosești de unii fără mâini, de unii fără picioare, de bătrân de 91 de ani, fă, Doamne, ceva și cu mine. Și vă spun, frații mei, ascultați-mă, știți care e avantajul meu? Că nu vă spun nimic din cărți. Asta nu-ți predici în 3, în 5, 7 puncte, nu? Vă spun din viața mea. Nu există bucurie mai mare. Într-o zi mergeam prin Timișoara pe stradă, noi stăm la Timișoara, și am ajuns la semafor, ascultați. Era roșu la semafor și lângă mine a oprit o mașină. Din mașină s-a dat jos un băiat cu un handicap la picioare, mergea foarte greu, de fapt nici nu mergea. Stătea în cârjă și își tăra picioarele așa. Probabil avea o mașină adaptată, nu știu. Dar lăsa mașina pornită, a închis portiera, a luat cârjele și a venit spre mine. Eu eram pe trotuar. M-am uitat la el că era vara, era cald și era plin de cercei, plin de tatuaje. Mi-am dat seama că nu-i pocăit. Când a ajuns lângă mine pe trotuar, știi ce a zis către mine? A zis, Domnule, îmi dai voie să te iau în brațe. În mijlocul străzii. Eu zic, ce să faci? Zice, el, vreau să te îmbrățișez. Zic, da, de ce? Zic eu. Și auzi ce m-a zis. Domnule, tu nu mă cunoști. Eu de mulți ani trăiesc cu handicapul acesta. Și de mulți ani caut o modalitate să-mi iau viața. Am vrut să mă omor de nu știu câte ori. Dar într-o dimineață, spune el, cineva mi-a trimis o filmare, un video cu tine de 2 minute. Un video care tot a circulat, poate ați văzut și voi. 2 minute. Și m-am uitat la video ăsta de 2 minute și auzi ce mi-a zis. Domnule, în 2 minute, zice el, Dumnezeu mi-a schimbat viața, aleluia. Sunt un om nou, zici. Vreau să-L iubesc pe Dumnezeu, vreau să trăiesc pentru Dumnezeu. Am vă spun ceva, pe mine m-a îmbrățișat multă lume. Dacă nu m-a luat băiatul ăsta în brațe, am crezut că mă lasă fără aer.
5 minute, 10 minute, nu mă da drumul. Plângea că se scutura cămașa pe el. Zice, că tămine, acum ce să fac? Că nici nu știu ce să-i apocăiți. N-am fost nici în viața mea într-o biserică. Unde să mă duc? Slavă Domnului că în Timișoara acum sunt vreo 42-43 de biserici pe acolo. Zic, du-te unde vrei tu, l-am îndrumat, ce să facă. Și am plecat de lângă el. Aici am vrut să ajung. Ascultă-ți. Nu știu că ați trăit așa ceva vreodată. Am plecat de lângă el, dacă n-am plecat de lângă el, am simțit că nu mai pășesc pe pământ. Am simțit că merg în aer. O bucurie ce mi-a inundat Domnul inima, cum n-am avut în viața mea. Și a zis Duhul Sfânt către mine, ai văzut ce onoare ți-am făcut? Ai văzut ce onoare ți-am făcut? Ca prin tine, prin viața ta, prin cuvintele tale, prin trăirea ta, un om să fie smuls din mâna diavolului. Asta e cea mai mare onoare, frate. Și dacă ți-a trecut viața și ai stat o viață în biserică și ți-a trecut viața și n-ai avut onoarea asta, ai pierdut. Dar încă nu-i târziu. Spune Domnului, Doamne, sunt aici. Fă ceva cu mine. Folosește-mă cumva. Sunt aici la dispoziția ta. Chiamă Te voi asculta. Poți să zici acum, frate, eu n-am dar. Nu știu să cânt, să predic, ce să facă Domnul cu mine. Ai dar, frate. Tu știi că ai. A pus Dumnezeu un dar și în tine, așa-i? Poate l-ai îngropat, poate l-ai ascuns. Spune, Doamne, sunt aici. Uite, știi ce am hotărât eu? Cam fiecare zi din viața mea, eu, un om fără două mâini, să fiu o încurajare pentru cineva. Ăsta e mare dar. Am sunat pe un prieten al meu care are cancer și am zis, te-am sunat să întreb cum ești, ce faci, ai nevoie de ceva. Și ce-o zis către mine? N-am nevoie de nimic, am bani, am mâncare, am medicamente, am de toate. Dar știi ce-o zis către mine? Mulțumesc că m-ai sunat. De o lună nu m-a sunat nimeni. Mulțumesc că m-ai sunat. Acum știu că îți pasă de mine. Acum știu că ești fratele meu care te doare de mine. Ăsta-i dar, frate. Și-l ai în mână. Stai cu telefonul în mână, nu? Deschizi mai repede telefonul decât Biblia, recunoaște. Dimineața te scol cu telefonul, seara te culci cu telefonul în braț. Pune mâna pe telefon. Și folosește-l, frate. Sună la un frate care nu l-ai sunat de un an, de doi, care nu e aici, poate nu l-ai văzut la adunare de vreo două luni, nu știu, sună și zic, bă, frate, nu te-am văzut la biserică de ceva timp, auzi, ai nevoie de ceva? Pot să fac ceva pentru tine? Ăsta-i dar, frate. Și tu știi că ai multe daruri pe care Dumnezeu ți le-a dat. Folosește-l pentru slava lui Dumnezeu. Revin, Dumnezeu s-a folosit de un om nepocăit, fostul director al spitalului, el m-a operat, el m-a salvat, vă spun repede, am stat 3 luni în spital, dragii mei, 3 luni de suferință, de durere, momente și clipe de durere pe care nu le pot spune în cuvinte. Dar după 3 luni de suferință am ajuns acasă, am început să merg la adunare împreună cu fratele meu, cu bunica mea, dar ascultați, am început să mă cert cu Dumnezeu. Cei din casa noastră, cei din neamul nostru au venit toți la noi, la acasă la noi și au zis către bunica mea, du-te la adunare. Și au dat seama cei din casa mea că s-au jucat cu Dumnezeu. Acum, tu care mă asculți, ascultă aici, dragul meu prieten, pentru tine e cuvântul ăsta. Tu care mă asculți, poate o să zici în inima ta, păi eu nu m-am jucat cu Dumnezeu. Te cred. Dar fii atent ce spun, fii atent. A fost o zi în viața ta când ai zis cu gura ta așa, Doamne, dacă mă scapi, am să mă pocăiesc.
Recunoaște că ai zis. Și auzi, te-a scăpat Dumnezeu când ai zis cum te mai scapă nimeni. Te-a ridicat Dumnezeu din cea mai adâncă groapă a vieții tale. Și când te-ai văzut scăpat, ai uitat-te, Dumnezeu. Știi ce ai făcut? Te-ai jucat cu Dumnezeu. Dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, toarnă, Doamne, că... Și Dumnezeu ți-a dat când nici n-ai visat. Și au dat seama cei din casa mea că s-au jucat cu Dumnezeu. A început bunica mea să meargă la adunare, ne-a luat și pe noi copiii. Dar ascultați, am început să mă cert cu Dumnezeu și repet, m-am certat cu Dumnezeu 7 ani în fiecare zi, în fiecare ceas, în fiecare lună, în fiecare an. 7 ani până într-o seară. Într-o seară când Dumnezeu m-a vindecat. A fost seara când i-am spus Domnului, Doamne, mulțumesc și pentru ce mi-ai dat. Mulțumesc și pentru ce mi-ai luat. Asta e greu să știi. Cine zice că nu-i greu, minte. Hai să fim sinceri. Că noi nu-i mulțumim lui Dumnezeu nici pentru ce ne dă, dar pentru ce ne ia. Dar ascultă-mă, frate. Când ai ajuns să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ce ți-a dat, ești într-a întâia, la grădiniță. Iartă-mă, asta face oricine. Când ai ajuns să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ce ți-a luat, ești la facultate. Asta nu face oricine. Asta e o treaptă mai înaltă. Și Dumnezeu așteaptă să crești. A fost ziua în viața mea când am spus Domnului, mulțumesc, Doamne, pentru ce mi-ai dat, pentru ce mi-ai luat și pentru ce mi-ai lăsat. Și acum ascultați cu mare atenție. Că vreau să vă spun ce mi-a lăsat Dumnezeu mie. Fiți atenți. Într-o zi, am socotit, frații mei, am calculat așa. Eu care vă vorbesc, trăiesc așa fără am în două mâini de peste 44 de ani. Sau mai exact, peste 16.000 de zile. Am numărat și zilele, să știți. E, uite, în seara asta îți propun ceva și vorbeam aici cu fratele la Anvon. Experiența asta îți va schimba viața. Îți garantez. Uite, hotărăște și tu să trăiești așa, nu mă auzi. Nu 16.000 de zile ca mine, nici măcar 1.000 de zile, nici măcar 100 de zile, o zi. O zi din viața ta hotărăște să nu-ți mai folosești mâinile deloc. Hai, încearcă. Dar te rog, încearcă, că ai încercat tu de toate. Uite, încearcă și pe asta. Hai că nu mori o zi. Uite, mâine dimineață, dar fă ce spun acum. Mâine dimineață când te scoli din patul tău, să aștepți să te îmbrace cineva. Încearcă. Încearcă. Să te pui la masă, omule, să aștepți să te hrănească cineva. Să-ți dea în gură să mănânci cu lingura, ca la copiii mici. Nu mă auzi. Să te duci la toaletă. Na. Acu-iacu. Mă auzi, frate? Să te duci la toaletă și cât ești tu de tare și de mare, să aștepți să meargă altcineva cu tine la toaletă, să te ajute în cele mai intime lucruri despre care nu pot vorbi aici. Înțelegi tu? Să te spele pe față, pe dinți, să te încalzi, să te descalzi. O zi din viața ta, dacă o să trăiești așa, îți garantez. Poți să fii tu din piatră, din beton, din fier beton, din ce ai fi, că te sfarmi. Ți se va schimba viața. Toate lucrurile după care ai alergat toată viața ta, or să fie gunoi. Dar toate. Nu o să-ți mai trebuiască nici casă mai mare, nici bani mai mulți, nici pensie mai grozavă, nici America, nici Australia. Gata! Gata! O să-ți dai seama că darurile lui Dumnezeu, ascultă-mă, nu se pot cumpăra cu bani. Vine Dumnezeu în seara asta în dreptul meu și în dreptul tău și auzi ce zice Dumnezeu. Ce lucru ai tu, omule, zice Dumnezeu, și să nu-l fi primit. Așa zice Dumnezeu, că tot ce ai, frate, ai primit. Dar și m-a zis unul, în biserică, m-a zis unul, frate, adevărat că Domnul mi-a dat, dar am făcut și eu, zice.
Așa m-a zis. E adevărat că Domnul, da, nici eu n-am stat, frate, și eu. Și Domnul zice, nu. Nu, nu. Pune capul jos, smerește-te, nu mai sta ca și cocoșul ăla în sus. Pune capul jos, că tot, dar tot ce ai, ai primit și punct. Ai înțeles, frate? Ai înțeles, soră? Tot ai primit. Am fost în multe biserici și foarte multe din biserici aveau probleme cu parcarea. Știu că nu aveau locuri în față. Și mi-amintesc că povestea cineva că tot așa, o biserică avea probleme cu parcarea și vis-a-vis de biserică era un magazin mare, un supermarket care duminică era închis și parcarea de la magazin era goală. Și atunci la păstorul a venit o idee, s-a dus la directorul de la magazin și a zis, auzi, nu ne lasă să parcăm mașinile noastre duminica în parcarea ta, că așa parcarea e goală. Și a zis directorul de la magazin, da, cum să nu, le puteți parca fără nicio problemă, cu o singură condiție. Și a zis păstorul, care? Zice, o duminică pe an, zice directorul, o duminică pe an, nu parcați. Puteți parca tot anul, dar o duminică nu parcați. Și a zis, păstorul, bine, dar de ce? Ai avut un eveniment, ceva? Nu, e parcarea goală. Și atunci, și auzi ce a zis directorul de la magazin? Poți parca mașinile de la voi, de la biserică, în fiecare duminică la noi în parcare, dar o duminică pe an nu le parcați, ca să nu uitați că parcarea nu e a voastră. Ai înțeles? Că dacă parchezi mașina ta în fiecare duminică la mine în parcare, o să ai impresia că parcarea e a ta. Și ca să nu uiți că nu e a ta, o duminică nu parchezi. Zice unul, frate, dar de ce mă trece Domnul pe aici? Că așa mă doare spatele. Mă zic, și de ce te trece Domnul pe aici? Ca să nu uiți că sănătatea nu e a ta. Dar frate, uite că mă trece Domnul, că n-am bani, că trec prin greutăți. Și de ce te trece pe aici? Ca să nu uiți că nici banii nu s-ai tăi. Că nici casa în care stai nu e a ta. Nici hainele de pe tine nu sunt ale tale, ci tot ai primit. Slavă Domnului! Știu că pentru unul dintre voi cuvintele astea și așa mai... Cum adică? Tot am primit, da, ai primit. M-a sunat cineva nu demult. Am fost să vizitez la spitalul de copii la Timișoara pe cineva. Am vă spun ceva, eu parcă orice pot vedea, dar suferința copiilor nu pot vedea. Asta mă... Am intrat într-un salon, fraților. Mi-e și greu să vă spun. Am văzut copii de 4 ani, de 5 ani, de 6 ani, toți bolnavi de cancer. M-am sfârșit. Și-o zis Duhul Sfânt către mine, vezi tu copiii ăștia? Copiii ăștia n-au furat niciodată, n-au mințit, n-au dușmănit pe nimeni și cu toate acestea stau într-un salon de spital la 4 ani bolnav de cancer cu perfuzii în mâini și în cap. Și tu, mi-a zis Duhul Sfânt mie, tu, nu mi-e rușine să vă spun, așa m-a zis tu, cât ai făcut tu în viața ta? Și îmi permit să spun și eu ceva acum de tine, te nu te super, te rog, te respect, că poate poți să fii ca tatăl meu, ca mama mea aici, dar vreau să spun. Te rog să nu te superi. Și tu recunoști. Cât ai făcut-o cu mâinile tale? Numai tu și Dumnezeu știi. Unde te-au dus picioarele tale, ce ai vorbit cu gura ta? Numai tu și Dumnezeu știi. Știi că dacă Dumnezeu ar fi vrut, ascultă-mă, ar fi suflat peste tine așa, atât. Și erai la pământ. Dar Dumnezeu în bunătatea lui a zis nu, am hotărât o seară să-ți mai vorbesc prin dragoste. Am fost într-o biserică și acolo în colț era o femeie care stătea în picioare. Mai erau câteva bănci goale, m-am tot gândit de ce nu stă jos. Și-a zis păstorul către mine, ce vezi femeia asta? Ce femeia asta a avut un accident și în urma accidentului au băgat o tijă de fier pe coloana vertebrală, o bară de fier pe șira spinării. Și nu mai putea sta jos, frații mei. Nu știu că zic în viața voastră un om care nu se putea așeza jos pe scaun. Noaptea când se culca, se punea direct în pat culcat, iar dimineața venea cineva și o ridica direct în picioare, ca pe un stâlp, ca pe un băț. Și 3 ore jumate a ținut programul. A început la 6 ca la voi și a terminat la 9 jumate. Și femeia asta 3 ore jumate a stat în picioare.
Știți că la unii le greu să stea două ore pe bancă, știți? M-a zis unul, frate, e depășit timpul. Serios, zic. Mulțumește, Domnule, că poți să stai jos. Alții n-au harul ăsta. Și asta nu e altceva decât bunătatea lui Dumnezeu. Și în seara asta zice Domnul, nu vezi tu, omule, că bunătatea mea te îndeamnă la... A fost o seară în viața mea când i-am spus Domnului, mulțumesc, Doamne, pentru ce mi-ai dat, pentru ce mi-ai luat, pentru ce mi-ai lăsat și ascultați ce mi-a lăsat Domnul. Aveam 10 ani. Când am deschis ochii pe patul spitalului, fraților, eram și când am deschis ochii și m-am văzut, făram în două mâini, când mi-am dat seama că toată viața o să fiu dependent de cineva, de acolo din pat m-am uitat în sus, știți că din poziția culcat cerul se vede cel mai bine, ține minte asta. M-am uitat în sus și am zis, Doamne, nu știu de ce Tu m-ai lăsat așa. Nu înțeleg. Dar știu și cred, Doamne, că dacă Tu vrei, Tu poți și ai puterea chiar să-mi dai mâinile înapoi. Am crezut ca un copil, frate. Vă spun cu ce credință m-am rugat. Am crezut ca un copil, m-am rugat ca un copil. Doamne, dacă vrei, Tu poți și ai puterea chiar să-mi dai mâinile înapoi. Știți care a fost cea mai mare uimirea mea? Când m-am rugat așa un an, 2, 5, 10, 19 ani m-am rugat așa. 19 ani, în fiecare seară, n-am încetat să-i spun, Domnule, Doamne, dacă vrei, Tu poți. După 19 ani, într-o zi de toamnă, Dumnezeu care ascultă rugăciunile, a ascultat și rugăciunea mea. Mi-a dat Dumnezeu mâinile înapoi, știți cum? Prin soția mea care este aici cu mine și am spus în orice loc. Ea n-aude ce zic eu acum. Nu știu, ai gândit tu când m-ai văzut? Sau poate ai auzit că la voi în biserică vine un om fără mâini? Dar vreau să spun așa, sunt cel mai binecuvântat om din lumea asta. Mi-a dat Dumnezeu cea mai specială femeie din lumea asta. Nu o spun ca o laudă, să știi. Suntem căsătoriți de 24 de ani. Și acum ascultă-mă. De 24 de ani soția mea în fiecare zi mă spală, în fiecare zi mă îmbracă, în fiecare zi mă hrănește, în fiecare zi mă îngrijește. De 24 de ani fără cârtire. Niciodată în viața ei n-a zis nu mai pot. Niciodată. Tu ai zis, soră, nu mai pot, recunoaște. Ia uite, că dai din cap. Așa. Și vă mai spun ceva. Nu vă spun ca o laudă nici de cum. Vă spun ca o încurajare pentru voi. De 24 de ani de când suntem căsătoriți, eu și soția mea, Dumnezeu e martor ce vă spun. De 24 de ani. Niciodată, dar niciodată în viața ei, soția mea n-a țipat la mine, nici măcar n-a ridicat tonul la mine. O zis unul, frate, dar familie perfectă nu există. Nu există, e adevărat. De eu vă spun cum e în casa noastră. Eu vă spun cum e în casa noastră. Eu nu știu cum e în casa ta. Dar poate în casa ta, ascultă-mă bine, sora, cum așa zic, poate în casa ta sunt cuvinte care n-ai vrea să le audă nimeni. Poate în casa ta, frate, sunt cuvinte defăimătoare, sunt certuri, sunt țipete, sunt nu știu ce se aude în casa ta. Dar știu un singur lucru, că Dumnezeu poate schimba casa ta. Slavă Lui! Foarte multe surori întreabă pe soția mea în biserici unde mergem, sora Ligia, nu e așa că ți-e greu? Asta e întrebarea universală. Nu e așa că e greu pentru tine să stai lângă un om fără mâine atâția ani, să-l speli, să-l îmbraci? Nu e așa că e greu? Nu e așa că e obositor? Și auzi ce zice soția mea, soră, nu mi-e greu deloc să-l îngrijesc pe soțul meu, că în el, în soțul meu, locuiește Hristos. Și eu pe Hristos îl îmbrac, pe Hristos îl hrănesc, pe Hristos îl îngrijesc. Și dacă ar fi un secret, cred că acesta ar fi secretul. Înțelegi, frate? Dacă te duci în seara asta acasă și ești conștient că în soția ta locuiește Hristos, nu mai stai ca pașa ăla la masă să fii servit, nu, nu? Mai pui tu mâna pe o mătură, pe un vas, că în ea e Hristos. Nu poți să vorbești cum vrei tu cu ea, nu poți să te porți cum vrei tu cu ea, că în ea locuiește Hristos. Și tu, soră, când știi că în bărbatul tău e Hristos, păi nu mai faci ce vrei tu, nu mai întorci spatele, nu mai întorci vorba, că în El e Hristos. Și altfel te porți cu Hristos. A pregătit-o Dumnezeu pe soția mea într-un mod special, scurt vă spun câteva cuvinte despre ea. Ea s-a născut în București, a crescut în București.
După Revoluție a ajuns într-o funcție importantă, a fost directoarea unei multinaționale. Dar Dumnezeu i-a vorbit și a zis, nu-i locul tău aici. Și-a luat-o Dumnezeu de acolo, din funcția care a avut-o, și-a trimis, să știți unde, la calificare, la specializare, în canalele Bucureștiului. În canalele acelea unde locuiesc copiii, plin de bube, plin de râie, plin de păduchi. Și a spălat pe copiii ăștia, a îmbrăcat, a îngrijit. Și din casă a întrebat-o, Ligia, de ce faci tu asta? Și a zis, nu știu, dar știu că Dumnezeu mă pregătește pentru ceva. Avea Dumnezeu să vadă în viitor că ea, Ligia, urmează să fie soția unui om fără mâini. Și pentru asta îți trebuie pregătire, calificare. Nu poți așa. E, frate, când Dumnezeu te cheamă într-o lucrare, El mai întâi te pregătește, să știi. Treci prin școala Lui. În ziua când am intrat în casa ei, tatăl ei s-a uitat la mine și a zis, stai că acum știu. Acum știu. Pentru cine a pregătit-o Dumnezeu pe fata mea? Acum știu. Și când mama ei a aflat că eu, un băiat fără două mâini, urmează să mă însor cu fica lor, și ce-o zis maică-sa? O zis maică-sa, lăudat să fie Domnul, că te-a găsit pe tine, fata mea, în stare, vrednică să faci lucrarea asta. Frații mei, o iubesc pe femeia asta din toată inima, nu că e soacra mea, nu. Eu vă spun ceva. Până astăzi, și eu cunosc mulți oameni al lui Dumnezeu, dar până astăzi, un om mai mare spiritual vorbesc, ca și soacra mea, eu n-am întâlnit. Iertați-mă, n-am întâlnit. Să vină fata ta la tine, imaginează-ți asta, și să spună, tata, mama, o să mă mărit cu un om fără mâini, dar un om care îl iubește și îl slujește pe Dumnezeu. Și tu, ca mamă, să zici, lăudat să fie Domnul. Glorie Domnului. Ei, fraților, câteodată ne dăm seama cât suntem de mici. Că noi ne credem mari și tari. Că cine-i ca noi? Că suntem de 20 de ani în adunare. Și Domnul spune, ești mic. Ești mic. Și dacă îmi doresc ceva în această seară, spun din toată inima, Doamne, mărește-ne credința. Într-o seară, băiatul meu, avem o fetiță de 23 de ani, un băiat de 18 ani și cu un băiat de 16 ani jumate. Dumnezeu ne-a dorit 3 îngerași și singura noastră dorință e să-i creștem pentru slava lui Dumnezeu. Și într-o seară, băiatul meu cel mic a venit la mine, Asher îl cheamă, și a zis către mine, tata, zice, mâine dimineață vrem să mergem cu tine la magazin, că vrem să-ți cumpărăm mânuțe. Am fost pus într-o situație cum n-am fost niciodată. Adică el dacă vedea că noi cumpărăm pâine, lapte, zahăr de la magazin, ce-o fi zis în mintea lui de copil? Cumpărăm și, se poate cumpăra orice, nu? Adică cumpărăm și mânuțe. Am acum să-i spun eu că asta nu se poate. Cum să fac asta? I-am spus, dragul tati, mulțumesc că vreți să-mi faceți cadou ăsta, apreciez asta, dar să știi ceva, mânuțul tata sunt foarte, foarte scumpe și voi n-aveți bani să le cumpărați. Și am crezut că l-am liniștit. Dar știi ce a făcut ăsta mic? Să știți că Dumnezeu ne vorbește prin copii, numai să fii atent la ei. O sărit ăsta mic din scaun, cred că avea 6 ani, n-avea mai mult, s-a zis la noi în bucătărie, pe acolo a deschis iertarele, nu știam ce caută, la un moment dat au găsit un leu. Un leu, știți voi, leu. Îl mai puneți la colectă câteodată, așa, trece coșul, pac, băgăm un leu acolo. O venit cu un leu la mine și a strigat cât l-o ține gura, a zis, tata, să nu fii trist, s-a rezolvat problema, zice. Ce simplu. Vezi ce înseamnă credința unui copil? S-a rezolvat problema, avem bani, zice, mâine dimineață mergem să-ți cumpărăm mânuțe. Atunci am înțeles ce înseamnă să crezi ca un copil. Și spun încă o dată, Doamne, mărește-ne credința. Amin. Într-o zi când ăsta mic a făcut el o prostie, ca orice copil, mă pregăteam să-l cert pentru ce a făcut și când m-am dus spre el să-l cert așa, ăsta mic și-a dat seama ce urmează, a venit spre mine, ascultați, să vedeți ce m-a învățat Domnul. Și-a deschis amândouă mâini. M-a îmbrățișat cu amândouă mâini, m-a strâns în brațe cât a putut el de tare și a zis către mine, tata, să știi că te iubesc. Ca să scape de pedeapsă, bineînțeles. Zic eu, mă, dar să ai seama ce ai făcut? Și le-a zis încă o dată, tata, să nu uiți că te iubesc. Știi ce mi-a zis Duhul Sfânt atunci? O zis Duhul Sfânt, ai văzut?
Ai învățat de la un copil? Auzi ce mi-a zis Duhul Sfânt. Oare când a fost ultima zi în viața ta, sincer fii, când ai zis tu lui Dumnezeu, tata? Nu s-am zis de mult. Poate nu s-am spus niciodată, că toată viața nu m-am cerut și am cerut și am cerut și nu mai m-am săturat de cerut. Dar astăzi, tata, vreau să spun cele mai frumoase cuvinte. Și care sunt cele mai frumoase cuvinte? Te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te voi iubi mereu, te voi iubi mereu. Vreau să mai cântăm o dată. Știu că pentru unii dintre voi cuvintele astea sunt foarte grele. Știi ce m-a zis unul? Ce frate, eu nu pot să zic te iubesc, eu nu i-am zis nici la nevasta mea din ziua anunții, zice. Auzi? Și o să avea 50-60 de ani. Zic, cum din ziua anunții nu i-ai spus la soția ta cuvintele astea? Da, zice el. Mi-e greu să spun. Ea mai a zis așa, mi ești dragă, Mărie, zice, da. Eram cu el în mașină. Zic, mă, acum pui mâna pe telefon și o sun pe soția ta ca sun de ea, soția ta care te-a îngrijit, care te-a spălat, care ți-a făcut ața copii, o sun și îi spui că o iubești. El a zis, dar cum să fac așa? Zic, fă așa cum îți spuneam. M-a de rușinea mea că n-a avut ce face, știi. A luat telefonul, dar nu mai găsea numărul. Tot se făcea, că caută. Până la urmă au sunat el, o dat, zic, dă pe speaker să aud și eu. O dat pe difuzor și zice că trăia dragă, zice, uite-ți cu fratele Sergiu aici în mașină. Eu zic, lasă introducerea, treci la subiect. Zice că trăia, te-am sunat să spun că te iubesc. Dar așa, cu jumătate de gură, cu un sfert de gură. Și așa și-o zis. Dar dragul meu, zice, ai pățit ceva? Zice, ești bine? E în regulă cu tine totul? Am mai fi atent. Aș vrea să cântăm cântarea asta, strofa asta cu toată adunarea. Dar s-ar putea, ascultă-mă, s-ar putea să-ți spună Dumnezeu în seara asta, hei, ai pățit ceva? Ai pățit ceva? Că nu mi-ai zis cuvintele astea de vreo 2 ani, de vreo 10 ani, de vreo 20, nu mi-ai zis. Că de când te-ai sculat până te-ai culcat, nu mai cerut, nu mai cerut, nu te-ai mai săturat de cerut. Dă-mi, Doamne, dacă poți, cu cifa, cu betoniera, cu camionul, cu tirul, cu ce vrei tu. E, a venit seara când Dumnezeu are pretenția să nu-i mai cer nimic. Doar să-ți deschizi gura și să spui împreună cu mine. Te iubesc, Iisuse. Haideți pe picioare. Te iubesc, Iisuse. Te iubesc, Iisuse. Te voi iubi mereu. Te voi iubi mereu. Și ca o nouă declarație. Ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Îți cântă florile, te adore zorile. Ești cel mai frumos, ești cel mai frumos. Mărești și înălțat, mărești înălțat, prin tot ce ai creat, ești, Doamne, minunat, ești cel mai frumos. Vreau să mai cântăm o dată strofa asta, dar ascultă-mă ce vreau să spun. Într-o zi, i-am spus la soția mea așa, i-am spus, draga mea, să știi că nu-mi pare rău că trăiesc viața asta pe acest pământ fără amândouă mâini. Nu îmi pare rău. De două lucruri în viața asta îmi pare rău. Doar de două lucruri. I-am spus, îmi pare rău că
în viața asta, n-am putut să te țin pe tine și copiii mei în brațe. Asta îmi pare rău. Am nu știu cui vorbește Domnul, dar ascultă-mă, bărbatule. Tu ești aici și ai două mâini. Și poate n-ai îmbrățișat-o pe soția ta de ani de zile. Poate nu i-ai adus un buchet de flori de 10 ani. Poate în loc să mângâi cu mâinile tale, ai arătat cu degetul, ai învinuit, ai lovit. Și Dumnezeu ți-a dat două mâini să mângâi, să îmbrățișezi, să dăruiești, nu să lovești. Tu n-ai cum să înțelegi cum e să vină copilul tău la tine, să întindă mâinile spre tine, să le iei în brațe și să rămâne cu mâinile întinse. Asta n-ai cum să pricepi. Și eu n-am cum să spun un cuvinte. Dar îmi spun la soția mea, știu că va veni o zi. Și mi-e așa de dor de acea zi. Când vom sta toți în picioare, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de fenic în mâini. Și vom cânta o cântare nouă. Aceea va fi ziua, am spus la soția mea, când o să te strâng în brațe tare de tot, zic, pregătește-te de pe acum. Pregătește-te de pe acum. Și am mai spus ceva, mai îmi pare rău de un lucru. Aș vrea să cânt Domnului cântarea asta și aș vrea să înalț mâinile mele către cer. Asta mi-am dorit dintotdeauna. E așa că e trist ce vă spun acum. E trist, frate și soră, că unii care ar vrea să înalțe mâinile către cer nu pot. Iar alții care pot fac pe sfinții. Ăștia sfinții din ramă. Eu nu știu cum e obiceiul la voi, nu vreau să trec peste obicei, nu vreau să vă fac aici să stric rânduiala voastră. Dar am îndemn să vă rog ceva. Vreau să mai cântăm strofa asta încă o dată. Și acum ascultă-mă ce spun. Ascultă-mă. Dacă recunoști că Dumnezeu a fost bun cu tine, numai dacă recunoști, și ți-a dat Dumnezeu două mâini pe care îmi permit să spun ceva, să nu te superi, nu le-ai meritat. Repet, ți-a dat Dumnezeu două mâini pe care nu le-ai meritat. Că tu știi ce ai făcut cu ele. Dar dacă recunoști că Dumnezeu a fost bun cu tine, aș vrea în timpul acestei cântări să faci ceva. Ca semn că Domnul a fost bun cu tine, așa cum sunt mâinile tale. Poate scurate, poate spătate, nu știu. Așa cum sunt, în timpul acestei cântări, aș vrea să le înalți către cer, dacă vrei. Iar dacă nu vrei, te rog ceva. Te rog ceva. Fă-o în locul meu. Fă-o pentru mine. Măcar o dată în viața ta. Și cântă cu toată inima ta. Ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Îți cântă florile, te adoră zorile. Ești cel mai frumos. Deschide-ți gura și zi. Ești cel mai frumos. Mărești și înălțat. Mărești și înălțat. Prin tot ce ai creat. Prin tot ce ai creat. Ești Doamne minunat. Ești cel mai frumos. Am ajuns să stai cu ochii închiși în timp ce pianul cântă. Stai cu ochii închiși. Vreau să facem o rugăciune. Am îndemn să facem o rugăciune. Dar ascultă-mă, omule. Aș vrea în rugăciunea aceasta să nu-i mai cer lui Dumnezeu nimic. Recunoaște că nu mai ai cerut. Recunoaște, măcar acum. N-a fost zi de la Dumnezeu să nu ceri. De când te-ai sculat până te-ai culcat. Nu mai ai cerut, nu mai ai cerut, nu mai ai cerut. N-a fost zi odată în viața ta să nu ceri. I-a venit ziua când Dumnezeu are pretenția să nu mai cer nimic. Să lauzi pe Dumnezeu. Să te lauzi cu Dumnezeu. Știi că n-am știut cum e asta, n-am știut. Mi-a zis Domnul într-o dimineață, aș vrea să te lauzi cu mine. Cum vine asta, Domnul? Și ascultați, m-am dus să o iau pe fiica noastră de la școală. Era clasa a doua.
Dimineața o ducea soția mea cu mașina la școală, la prânz mă duceam eu și o luam de la școală și veneam pe jos până acasă. Și când mă duceam să o iau de la școală, vedeam că toți copiii din clasa ei, când eu o luam, era vara, mă duceam în cămașă cu mână scurtă, mă duceam în tricou și toți copiii când mă vedeau, începeau să șoșotească între ei. Și pe drum spre casă, îi zic la fata noastră, la fiica noastră, avea clasa a doua, gândiți-vă. 8 ani. Știți ce am zis? Am zis, draga mea, zic, vreau să spun ceva. I-am spus, să știi că de azi înainte nu o să mai vin la școală să te iau. Nu o să mai vin să te iau, că nu vreau copiii din clasa ta să te batjocorească. Și să zică, uite, tatăl tău n-are mâini, și nu vreau ca tu să te simți prost. Nu o să mai vin, zic, o să vină mama după tine. Eu nu o să mai vin. Și așa și-o zis. Ascultați ce-o zis o fată de 8 ani. O zis, nu, tata, nu. Vreau să vii tu. În fiecare zi, să vii tu să mă iei de la școală. Și mi-a zis, să nu-ți faci griji, că-ți stă foarte bine așa. Ești chiar frumos, zice. Mâine zi m-am dus să iau de la școală și ea s-a jucat cu copiii acolo în curte și când m-au văzut, au lăsat copiii deoparte pe toți și au venit cu toată fuga aici pe mine. O sărit în gâtul meu și a încolocit mâinile după gâtul meu și m-a pupat cât putea de tare. Și apoi s-a întors către copii și au zis către ei, ăsta-i tata meu. El-i tata meu. Atunci am înțeles ce a zis Duhul Sfânt către mine, așa vreau să te lauzi tu cu mine. N-ai vrea în rugăciunea asta, omul, ascultă-mă. N-ai vrea să spui, cel care mi-a dat viață, cel care mi-a dat sănătate, cel care m-a lăsat să mă îmbrac singur azi dimineață, cel care mi-a umplut cămările și frigiderele și garajele și conturile, El-i tata meu. Așa cum știi, fără să-i cer nimic Domnului, aș vrea în inima ta să spui, Doamne, iartă-mă, că n-am știut să spun cuvinte frumoase, n-am știut să trăiesc așa cum Tu ai vrut să trăiesc. Poate că ești aici și Duhul Sfânt mi-a zis că ești aici și ai probleme în casa ta. Nu știe nimeni. M-a așteptat o soră acolo în hol, nu aici, în altă biserică, și o vin la urechea mea și ce mi-a zis? Frate, nu mai îmi vine să mă duc acasă. Casa mea e un chin, un iad. Să facă Domnul ceva. I-a zis Domnul că ai probleme în casa ta. Dar tu nu te mai înțelegi cu soțul, cu soția, cu socrii, cu copiii, nu știu. Sau poate ești aici și ai suferi de o boală, te lupți cu vreo boală. Poate ai probleme financiare, poate ai datorii, poate ai blocaje, poate ai greutăți. Sau poate ești legat. Poate ești aici prieten al cuvântului și ești ținut de o țigară, de un pahar, de un viciu, nu știu, de un păcat, de o femeie, nu știu. Nu știu prin ce treci. Dar aș vrea, prin orice ai trece, să spui în seara asta împreună cu mine. Eu de tine am nevoie. Am nevoie mare. Am nevoie mare. Tu ești neprihănirea mea și a mea apărare. Dacă ai nevoie de Domnul, spune. Eu de tine am nevoie, am
Stăm cu ochii închiși. În timp ce pianul cântă, stai cu ochii închiși. Înainte să intrăm în rugăciunea despre care am spus, vă mărturisesc că am vrut să mă pun jos, dar Duhul să nu m-a lăsat. Vreau să-mi fac datoria față de Dumnezeu până la capăt. Și aș vrea să-ți fac o chemare la pocăință în seara asta. Eu nu știu viața ta, nu știu cu ce te lupți, nu știu de ce ești legat, dar mi-a zis Domnul că sunt unii aici care ați făcut juruințe înaintea Domnului și le-ați călcat. Ai promis Domnului că te pocăiești și nu te-ai pocăit. Stăm cu ochii închiși toți. Frații mei, toți cei care credeți în puterea rugăciunii, stați cu ochii închiși. Știți că aici se dă o luptă. Poate ești aici și inima ta nu e a Domnului. Poate că stai cu un picior în biserică și cu un picior afară. Îți place și cu Dumnezeu și cu lumea. Poate ești legat de un viciu. Poate nu poți să te lași de un păcat. Și poate ai încercat. Dar spun ceva, cât de tare ai fi, prin puterea ta nu te poți deslega. Dar ascultă-mă, în seara asta aici între noi este unul care poate să rupă orice lanț. Stăm cu ochii închiși. Te întreb o singură dată în seara asta. Dacă ești aici și viața ta nu e a Domnului, dacă te-ai săturat să trăiești cum trăiești, dacă vrei ca Dumnezeu să intre în inima ta, să schimbe viața ta. Știi, Dumnezeu te primește așa cum ești, dar nu te lasă să rămâi așa cum ești. Că poți să vii la Dumnezeu cu țigările în buzunar, da, poți să vii. Că Dumnezeu îți va schimba viața. Și repet, dacă ești aici și vrei ca viața ta să fie a Domnului, nu-ți fie rușine. Nu-ți fie rușine. Acolo unde ești, fă-l pe diavolul de râs. Chiar acum, ridică o mână sus și spune, Doamne, sunt aici. Domnul să te binecuvânteze. Mai este cineva? Și pe tine, Domnul, să te binecuvânteze. Și pe tine, Domnul, să te binecuvânteze. Mai este cineva? Te-a așteptat Dumnezeu 10 ani, 20, 50. Nu mai amâna. O să mergi acasă astăzi, sau poate să te întrebe cei din casa ta, cum a fost la adunare, cum a fost la pocăiți? A fost un frate de la Timișoara, un om fără două mâini, dar un om care îl iubește și îl slujește pe Dumnezeu. Și te întreb acum, oare tu nu poți să-L iubești pe Dumnezeu? Ce te împiedică, omule? În seara asta, Domnul spune în dreptul tău și în dreptul meu, ce ar fi trebuit să mai fac viei mele și nu i-am făcut? Spune tu, ce-ar fi trebuit să-ți mai dea Dumnezeu? Ți-a dat Dumnezeu viață, ți-a dat Dumnezeu sănătate. A fost un prieten de-al meu la București și știi ce mi-a zis? Și am intrat în curtea unui spital de copii și erau 3 nivele și pe fiecare nivel era 400 de copii. Să vezi 1200 de copii, toți bolnavi de cancer. Am venit prăbușit. Am venit dărâmat, zice. Și tu ești în adunare sănătos. Și Domnul îți face o chemare la pocăință în seara asta și tu amâni. Încă o dată te întreb. Dacă ești aici și vrei ca din seara asta viața ta să fie a Domnului, acolo unde ești, chiar acum, ridică mâna dreaptă sus, chiar acum, în numele Lui Iisus. Domnul să te binecuvânteze și pe tine. Mai este cineva? Auzi, te-a așteptat Domnul atâția ani, mai așteptăm și noi un minut. Nu-ți fie teamă, nu te-ai gândit cum o să ții, că nu tu o să ții. Nu o să poți tu prin puterea ta să ții pocăința, dar este unul care poate. Așa că încă o dată spun,
Acolo unde ești fără rușine, ridică mâna sus chiar acum și zici: sunt al Tău, Doamne, de astăzi. Domnul să Te binecuvânteze. Haleluia. Haleluia. Mulțumim, Doamne, că Te-am simțit aici. Mulțumim că Duhul Tău ne-a atins. Și în seara asta spunem din toată inima: Te iubim, Iisus. Că ești bun și bunătatea Ta ține în veci. O, dacă n-ai fi bun, Doamne, ce aș fi fost de noi? Oare unde eram noi astăzi? Nu eram niciunul aici. Dar Tu ești bun și bunătatea Ta să nu ești în fiecare dimineață. Mulțumim, Doamne, că ai atins suflete aici. Mulțumim că ai rupt lanțurile care trebuiau rupte. Mulțumim că ai ridicat poveri, Doamne. Mulțumim că ne-ai mângâiat. Te rog să binecuvântezi biserica aceasta, Doamne. Să binecuvântezi frați, surori, Doamne. Binecuvântează prietenii casei Tale. Atinge-Te, Doamne, de toți care sunt aici, Doamne. Și orice lanț care îi ține numele Lui Iisus Hristos să cadă jos chiar acum. Binecuvântează copilașii noștri, familiile noastre și recunoaștem, Doamne, că tot ce suntem, suntem prin harul Tău. Tot ce avem, avem prin mâna Ta. Și din toată inima spunem: Te iubim, Iisus. Și în numele Tău lăudăm în veci. Amin. Puteți să ocupați locurile. Uite, am depășit un pic timpul, dar știți voi că orele suplimentare să plătesc dublu, nu? Așa? Slavă lui Iisus! Din toată inima spunem: Dumnezeu să fie cu voi în drum spre casă și cu noi. Amin.